O investigație a arătat că ADN-ul unui doctor ginecolog se potrivește cu cel al copiilor ale căror mame au fost tratate de el. Cel puțin 21 de bebeluși ar fi fost concepuți cu mostrele de lichid seminal ale ginecologului. Un medic ginecolog din Olanda a conceput cel puțin 21 de copii folosindu-și propria spermă pentru tratamente de fertilitate ale mai multor paciente, potrivit unei investigații recente. Bărbatul a murit în 2019. Cazul nu este însă singular. Cuplurile tratate de doctor se așteptau să primească probele unor donatori anonimi de spermă, reprezentanți ai spitalului. Alărișne au spus că Bic nu ar fi spus nimănui adevărul, relatează The Guardian. Scandalul a apărut după ce o organizație care caută părinții biologici pentru cei născuți în urma unor donații anonime a găsit o potrivire între ADN-ul lui Bic și al 21 de copii, ale căror mame au primit tratament la clinica sa între 1973 și 1986. Grupul FIOM a contactat spitalul în luna iunie anului trecut. La începutul lunii ianuarie, spitalul a însărcinat un comitet independent cu desfășurare unei investigații. Peter Jung, membru al Consiliului Administrativ al Spitalului, a spus că nu poate ignora nici posibilitatea ca BIC să fi fost atât biologic al mai multor copii după ce le-a tratat mamele. Dosarele spitalului din acea perioadă nu mai există și de aceea a fost făcut un apel către oameni să se prezinte singuri. BIC este al treilea doctor ginecolog din Olanda care s-a dovedit că și-a folosit propria spermă în timpul tratamentului de fertilitate. În octombrie 2020, teste ADN au arătat că un alt ginecolog care a murit în 2009 a fost tatăl biologic a 17 copii. Un an în urmă s-a descoperit că un alt doctor și-a folosit propria spermă la conceperea 49 de copii cu pacienți care nu știau despre acest lucru.